Atmosfera de mare meci pe Marina Anastasovici. Duminică seara, unde de la orele 18 a început finala play-off-ului campionatului județean, Liga 4 Giurgiu, din ediția 2014-2015. Pretendentele la titlu, nimeni altele decât Arsenal Malu și Unirea Izvoarele. Într-o partidă de mare angajament susținută de peste 2000 de spectatori, cu ardoare ce amintește de vremea când iubitorii fotbalului de la noi veneau la stadion să încurajeze pe Dunărea. Chiar dacă Unirea Izvoarele pornea favorită după ce câștigase acasă în meci direct cu 3-0 și obținuse un egal 1-1 în deplasare, tunarii din Malu s-au dovedit mai buni de această dată și s-au impus cu 2-0. Cred că momentul cheie al meciului a fost golul lui Jelescu, pe o greșeală de apărare a lor. Le-am spus și băieților de pe bancă în momentul în care portarul și cu fundașul lor central, nu știu cine era acolo, a făcut acea greșeală, că portarul le-a câștigat punctul de la Malu, dar astăzi i-a îngropat. El a fost momentul culminant. Acolo ne-am descătușat și n-am mai fost decât un pas până la golul 2. Ați văzut și încă câteva ocazii am avut pentru 3-0. Eu zic că, fără dubii, astăzi am fost echipa mai bună. A fost o finală foarte frumoasă. Da, am venit aici, am venit la o echipă cu pretenții anul trecut, dar am pierdut în la semifinala din play-off. Acum am urcat mai sus, am câștigat, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce să spun, felicitări și toți cu echipierii mei de astăzi și adversarii. Am zis să luăm meciul ăsta întâi, nu ne-am gândit la voluntari că urmează un meci extrem de greu, zic eu, și am zis să luăm pe ăsta să-l câștigăm și pe viitor vom vedea. Dai seama, extrem de fericit, ce să putem. Alegerea corectă atunci când ai venit la o echipă cu care s-a luptat la titlu, viitorul vede, ai venit la altă formație care ai câștigat, iată, două, numai la echipele bune te duci. Aici am altă oportunitate de dezvoltare, eu ca profesie, să zic așa, adică îmi place să fiu lângă ei, îi simt aproape, de-aia zic, știu să-i motivez și nu sunt, cum să zic, nu sunt cu biciu pe eu, zic că sunt mai mult prietenul lor, cu toate că dacă mi-eșea primul sărut erau copiii mei. Da, în fin. În forma actualului regulament al Federației Române de Fotbal, dar și tragerii la sorți, prima partidă din barajul pentru calificarea în Liga a 3-a va fi susținută împotriva echipei Ilfovene FC Voluntar 2 pe terenul acesteia, în manșa turcare va avea loc pe 20 iunie de la ora 17:30. Returul se va disputa pe 27 iunie, tot de la 17:30, pe terenul celor din Malu. Câștigătoarea dublei întâlniri va promova în Liga a 3-a.